Morning Glory, Morning Glory. A ciorap se ascunde hori. Mai avem și școala ajutătoare de presă. Țin foarte mult la acest moment. Școala ajutătoare de presă. N-am citit o oligofrenie mai mare de ieri. De la Shelley. De ieri, da. De unde e? Tot din cea Da. Cred că e același autor. Da, pare că se degradează de la cognitiv de la o zi la alta. Alexandra Stan a ieșit alături de un grup de prieteni la un restaurant din cartierul Floreasca. O masă mare la care fiecare a punctat de nota 10. Băi, putem să-i spunem că săracul stă aici și nu vorbește. Îi spunem bună dimineața? Hai să-i spunem, da. Hai să-i spunem. Ce să-i spunem? Bună dimineața! O treabă! Bună dimineața! Bună dimineața! L-am văzut că mustăcește și am zis că e păcat să nu aibă. Băi, și dar nu înțeleg asta cu nota 10, adică poți să-l citești mai încolo că e... Da, imediat! Pare deci interesant. O masă mare la care fiecare a punctat de nota 10. Trei bărbați au fost amicii de discuție ai artistei. Pare un viol, așa începe. Trei care bărbați. S-a simțit în largul ei. Atenție! Au sorbit din pahare și au povestit câte în lună și în stele. Deci e fata care a scris asta. Încerc să imaginez cum a scris articolul. Cum stătea la o masă lângă Alexandra Stan, obănesc, sau... No, nu cred. Nu crezi? Nu e dintre surse? Cred că doar au aflat că a fost acolo și și-au imaginat ce s-a întâmplat. Adică a pus ea pe Facebook, asta vrei să zici, nu? Avem și poze făcute de paparazzi. Frumoasă seară aveau să-și spună, probabil, Alexandra Stan la final. Mai ales că grupului avea să îi se alăture, deci am învățat puțin în limba română, și o prietenă a artistei care a ratat startul. Adică n-a mâncat. Da. După aproape 2 ore, adică n-a ajuns la gustări. Da. După aproape 2 ore, trupa a sunat retragerea. Trupa era gen glumă? Da. Ah, ok. Trupa. Tot cu glumele. Nu poți să faci cu ochiul. Nebunii, da. Pe rând, oamenii s-au retras la casele lor. Cântăreața s-a furișat. E clar același autor. După din local, alături de prietena ei, doar că mesajele pe telefon au început să curgă. Pe telefonul cui? Ei. Eu așa înțeleg. Al cântăreței. Cu ochii lipiți de ecran, că așa văd scena asta, nu? Cum era Alexandru așa, a ieșit așa din... Cu ochii lipiți de ecran... Cum? Toți mergeau spre casele lor și era cu telefonul așa. Da, ia stătea așa, zisea ce scenă și aia nu ajutau. Ea era cu ochii romană, lipis de ecran, repet. Cum au fost muntenii, nu? Lipiți de moldoveni pe 24 ianuarie. Alipiți de moldoveni. S-a scris și cu cerneală. Da. Așa. Deci Alexandra a coborât. Parcă și vezi. Nu s-a terminat? Alexandra a coborât scările restaurantului. Apoi a ocolit larg. Dar bine, ca lumea, nu s-a lăsat. Nu s-a uitat la bani. Și da, s-a îndreptat către mașina ei. Parcă o și vezi cu asta. Era pe virtual reality. Era în metaverse deja. Așa. Și-a lăsat amica puțin singură, dar era ceva prea important pe mobil. Trebuia să răspundă. Păi oricum era cu telefonul în ochi, nu? Adică n-ai... Da. Păi a lăsat-o oricum de la început. Adică e clar. Avea să încheie discuția și să-și urmeze traseul. Bă, nene, scuză-mă, tu nu ești în stare să scrii așa. Îmi pare rău, oricât te-ai trebuit. Eu aș fi vrut să, adică aș sta de vorbă cu un om care scrie așa. Mie mi se pare fascinant. Nu avem numele autorului. Facem rebelionul împreună. Da. Adică, cum ai ajuns să scrii asta? Cum ai ajuns cu nota 10, de exemplu? De unde până unde ai tras? Școala ajutătoare de presă, totuși. Nu e semnat articolul, totuși. E foarte important. Păi nu e. Era și păcat. Poate mai are unul mâine. Mai aveam o veste, uite, hai să comentăm așa. O tipă care lucra la o agenție de pariuri
A luat toți banii din casări, a jucat la loto și la pariuri sportive și i-a pierdut pe toți. Surprise, surprise! Dar vezi că banii s-au întors cumva. Da, în sistem. Da. Adică poate a jucat chiar la loterii, chiar la asta ei de pariuri acolo. Da. Casa de copii nu e, de pariuri nu e acasă, adică e... Da, dar pe de altă parte, nu, singurul mod în care poate pierde o agenție de pariuri este să joace la pariuri, adică... Sau la loto, că vezi că a trădat totuși. Da, a jucat și la loto. Asta e caz destul de grav, dacă e... Nu știu, unii au, am văzut că au început să circule niște glume cu Iliescu și chestia a coincis cu moartea lui Ozi, cea mai bătrână gorilă din lume. Dar nu cred că au legătură. Nu, no, no, no. Nu văd nicio legătură. Și de asta și zic că... Și oricum, glumele cu Iliescu nu o să moară niciodată. Da, și nici el nu o să moară niciodată. Adică, da. Păi... Tocmai. Ci că nu mai... Nu o să mai fie internet murdar în China. Știi că vor să purifice internetul și să fie... Este ca au și un mediu online fericit și pașnic. 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 Scrie pe internet. Pașnic. Păi e cam pașnic China. Al internetului. Da. Deci, și cum îl curăți? Cu detergent obișnuit, bănesc, nu? Sau... Presupun că da, trebuie chemat o gospodină care scoate din poșetă o cutie de detergent obișnuit. Deci, vezi că asta e... Adibas nu sunt falsificați, sunt purificați. Da? Sunt mărci purificate, nu falsificate. E foarte important. Dar tot ce e pe China e purificat. Și asta mi se pare inclusiv și mie. Inclusiv liliacul ăla de unde a început toată treaba, adică era... Da. Și uite unde au ajuns. Adică nu mai e niciun caz, au și uitat. Sus. Amând, drept că e chinez. Dar cu capul în jos drept. Nu, invers, tocmai asta e. Era ca Nadia Comăneci la paralele, când ajungea sus și făcea așa. Nu? Da, și după aia a luat 10, Alexandra Stan la nota aia. Da. De la masă. Ai legătura, mă. De nota da. 10, da. Da. Băi, mai e o chestie, faci terapie? Tot mereu, cum? Nu, așa se răspunde. Avem o chestie care se numește dezinformația zilei. Un fake news. Dezinformația zilei. Și zice, nu este adevărat că problemele unui bărbat nu mai apar atât de grave după ce terapeutul lui aproape că le-a desconsiderat. Așa. Pe scurt, cum se spune aici la noi la Morning Glory, avem invitat, avem valoare. Spune-mi un sincer... Îl avem pe o travă invitat astăzi. E, nu știu, cred că are sens să te întreb de ce o travă? Pe față nu are sens. Da, da, nu, de asta zic că... Următoarea întrebare. Pe felul în care te uiți, da. Chiar nu are niciun... Da, dă rădgă cu de bani, ce să mai... Vreau să vedem acum dacă ți se mai pare normal să folosești cuvântul blog. Tu, la tine încă e așa prin profilele de social media. E conjugarea verbului, eu bloc, tu bloc. Ah, ok. El bloc. Mai știu ăștia mici? Că am văzut că stai bei cafele pe acolo, pe la Rosetti. Da, da, acolo mai, mai sunt martalogi în general, dar ăștia mici nu. Nu? Nu înțeleg ce e. Și mă uitam la Facebook, adică din ce în ce mai crește media de vârstă. Dacă noi suntem pe Facebook acolo, înseamnă că e ceva rău. Da. Ăștia din urmă folosesc TikTok, micpoc, poc, toc, poc, de-astea. Da. Da, mă rog, acum na, facem ce putem până la urmă, dar ai fost la Nisa acum, în Franța, nu? Da, nu mai e ce fost. De la Nistru până la Nisa, tot românul plânsul mi s-a. Mi se pare că e cel mai... Nu mai e ce, da. Ca vama veche, nu mai e ce a fost acum 3 ani sau... Și că sunt ăștia de 24 de ani care zic, nu mai e. Nu mai e ce a fost. Nu știu, vama veche, că nu mai e ce a fost. Și mie mi se pare, să știi că sunt foarte mulți care au amintiri cu bunicii lor care nu le găteau de fapt, dar știi, adică au amintiri cu chestii care nu s-au întâmplat. Cu nu le găteau, tocmai asta e o amintire. Pe internet, e frumos să spui cum ardea foc în sobă, bunica n-avea sobă. Și tot așa. Da, dar își dorea. Da, păi asta zic. Iar dacă am bani cu ăla, cu blondele, știi, cu una zice, dragă, ce aș mai merge la Paris? Ah. Da, și de ce ai mai fost? Nu, dar am mai vrut. Deci cam așa. E mâncat ceva bun la Nisa? Da, ce au și aia pe acolo. A, prostii? Da, mizerii. Numai mizerii, da. Covrigi. Sunt covrigi scumpi. Da, nu. Și nu merg câinii cu covrigi în coadă, asta e...
Il ne marche pas. Nu. Un trend online din 2021 care ar trebui să dispară? Că ești, oricum, pe tendințe așa. Nu știu, n-am înțeles niciodată TikTok-ul ăla cu băia care fac tot felul de trăznăi acolo pe muzică. Dansurile pe TikTok. Dansurile pe TikTok. Nu le-am înțeles că-s bătrân și obosit, adică nu, că nu, ele sunt frumoase, cred. A, dar nu ești convins. Unele fete care dansează, da, chiar sunt frumoase. Da, mă, bine, la unele fete oricum dai like, indiferent ce ar fi. La unele fete, punct. Zi, Silvia, întreabă și tu. Să introducem un element feminin de suspans. Păi, eu... Las-o și pe ea. Ești și tată tânăr, nu? De curând. Tânăr, nu. Nu? Nu. Proaspăt. Proaspăt. Tânăr cum sunt e? Că nu mai sunt. De... Cum e viața? E identic? Exact ca, la, ca înainte, dar total altfel. Da? Da, ca timp, ca tot. E fix la fel, dar total diferit. Zi, Silvia, întreabă-l pe invitat. Hai să te văd. Ai terminat și tu o facultate și el a terminat o facultate. Nu știu ce l-ai întrebat înainte să intru cu șampania și de asta nu l-am întrebat nimica. Nu e. Hai să vorbim un pic despre tricourile lui. Câte tricouri ai din alea de fotbaliști? S-au adunat vreo 4-500, probabil. 4-500? Dar unde le ții? Am un dulap. N-am atât de mare. N-am atât de mare. Adică poți să faci cu mâna așa? Da. Cât spațiu ocupă 500 de tricouri înșirate? Sunt curios. Nu e atât de mult, că unele sunt pe umeraș, unele sunt puse unele peste altele. A, bun, am crezut că le ai pe toate pe umeraș. Nu le am pe toate pe umeraș. Deja erai pe cu toate că ar trebui că toate să fie pe umeraș, pentru că ele se în timp se fiind plasticul ăla cu numărul pe spate, se lipesc unele de altele și nu e ok. A, ok. Le calci? Nu. N-am călcat niciodată în viața mea. Nu. Nici n-ar trebui să facem asta, dar mă rog. Da. Culme, da. Bun. Acum ești pe Italia? Îți place Italia? Da, îmi place Italia. Da. Good. Facem un joc mic. Facem. Să vedem dacă facem fotbalist sau cântăreț, da? Să vedem dacă mi se pare că la Italia orice italian e nume de poate fi brand de orice. Adică de la Gregorio Rizzo până la Salvatore Pescaceoni poate fi orice, pantofi. Da, da, da. Șosete, orice. E fenomenul mascalzone, da, că se numește. Adică dacă Gregorio Rizzo a reușit, toți da, să reușească. Da, asta e clar. Da. Bun, deci avem așa, puțin suspans. Și Leonardo Bonucci. Am 3 tricouri ale lui. Știi. Mai e și capitanul Juventus, echipul care țin eu. Umberto Tozzi. Era tot tișcă la Roma, da. N-ai auzit de... Bă, n-ai, cred că e tare. Bă, ce? Cred că e tare, nu. Pivot? E cântăreț. Pivot în pin. Cântă bine pe teren. Așa. Lorenzo Insigne. He, cum? He. Da. He, bun. L-ai galat pe Maradona. Da? Da. Marco Verratti. Paris, dacă nici Paris sunt. Bun. Gigi D'Alessio. Dacă era Gigi Donnarumma, era pe partea asta, dar e pe partea aia. Bun. Michele Morone. Bă, Michele Morone poate fi orice. Da, dar este... E probabil cântăreț. E cântăreț. Și actor. Da. Și actor, da. Mare, cred. Sandro Mazzola. Zeu. Așa. Deci până aici suntem foarte bine. Florin Răducioiu. Cum se zice? Tu scrii, am văzut, în afară de faptul că trolezi și ești insuportabil, ești peste tot, nene. De ce faci asta? În toate comentariile, pe toate paginile. De ce faci asta? Dormea aia mică și am singura chestie pe care pot să o fac e un acces la internet de pe telefon. În timp ce doarme așa, doar atât pot să fac. Așa. Și atunci ce dracu să fac?
De citit nu-mi place. Dar pare că îți place, că vorbești despre cărți, despre filme. Pare, dar na, și na. Cu teatru e... A. A, de fapt, ai om care îți duce la teatru în locul. Am un băiat, da. Păi întotdeauna ai un băiat. Pentru orice. Așa. Hai să vorbim așa, să vedem că e interesant. Trei cărți preferate. De anul trecut sau din toate timpurile. Tu scrii despre lucrurile astea, adică ești o apariție... Da, scriu des, sau poate dar are nu, un om. Nu, da, da, am un băiat. Poți să suni, să... Scriu des, dar nu-mi place să mai fac recomandări, pentru că mi-au la atâta... umple toată lumea frigiderul. Am văzut că ai făcut o... Și nu mai pot să mai fac recomandări la absolut nimic. Dacă te faci la recomandări la restaurant, vine cineva și spune, a, nu, e o mizerie, e nu? E o mizerie, da. Și nici măcar nu există chestia aia, știi, să zici, domnule, filmul, am văzut filmul, nu știu care, mi-a plăcut sau ceva din ăsta. Și nu e, să zici, domnule, l-am văzut și eu, nu mi s-a părut așa. Nu, e ultimul gunoi, adică e... Ți-o dă grav, știi? Intri în debate-uri de-asta. Deci ești de-asta. Prost, pe scurt. Ești cel mai mare prost. Plus că cea mai bună e cartea, nu filmul. A, și asta, clar, adică dacă ai ghinionul să fie carte, da, e nasol. Bine, și dacă nu există carte, tot mai bună e carte. Știu, asta e principiul de bază, de aici plecăm. Și la Pistruiatul, de exemplu, era mai bună carte. Da. Mult mai bună. Da, Roșcovanu. Păi și la Roșcovanu era bună carte. Da, eu chiar am citit cartea, să știi. Roșcovanu, da. Și la Rocco și Freddy, tot așa, e mai bună carte. Da, e adevărat, da. Ar fi fost mai bună cartea. Bun, deci nu mai faci recomandări de O Benedict în București. Fac. De O Benedict? Da. Ba, da. Aș putea. Știi un loc? E, nu știu. Știu locul ăla, care știe toată lumea de 1000 de ani. Ha. Același. Da. Care este el? Instituție, acolo, la Floreasca. Ah, ok. Da. Instituție. Da, n-am servit. Ai găsit români la Nisa? Da, am găsit români la Nisa. Ce te enervează la români în vacanță? Nu, n-am apucat să văd foarte mulți români în vacanță. Am văzut mulți români în avion, că eram... Așa, mă și gândeam cu ce fac acolo. În afară să că era un soi aplaude? De 41 cu... Da, da. Nu s-a aplaudat, s-a aplaudat slab. Slab. Ah. Da, adică am prins și ropote. Dar nu mai e entuziasmul de altă dată? Sau... Nu mai... Nu. Se face shopping la Nisa? Sau ne ducem pe turism? Bă, n-am fost niciodată la shopping, niciodată, nicăieri. N-am fost pe shopping. Nu zic de eu tine. Eu mă duc doar în cârciumi. Ce? Nu zic de tine, de ăștia care n-aplaudă de la... A, ba da, ba da, probabil. Magneți ăsta, nebunii. Hai să trecem la chestii foarte serioase. Erai tânăr, n-aveai șapcă din aia sau dintotdeauna ai avut șapcă din aia? Așa am născut. Da, așa, că cum a fost Marian Nistor, nu? Cu eșarfa, așa. Păi, bravo, nu? Da. Bun, erai tânăr, erai îndrăgostit, adică erai mai tânăr, scuză-mă, și te-a refuzat o fată. N-am cuvinte. Știi cum e aia? Puteam să o așa, dar n-a vrut ea. Da. Bun, și... Mă rog, te-ai retras în tine, ai scris 40 de poezii, și multă vreme după aceea ți-a venit în cap ceva să-i spui să usture. Te bag în... Da. Dincolo de asta, știi că asta se numește spirit de scalie. Da. Așa, chestia pe care ți-o aduce aminte mult mai târziu și nu mai contează. Oricum nu mai contează. Da. Ai ceva așa, adică te gândești la un moment din ăsta de care poți să râzi, evident. Da, îți dai seama că am tot felul de momente. Ce ai fi spus, da. Plus că de refuzat am fost, adică nu e ca și cum e un scenariu. E după un fapt real asta. Da, adică și mie multe mi se pare fapte plauzibil așa. Găsești o replică din asta. Să înveți și ăștia mici care ne ascultă. Cum se face? Ce se spune? Dar atunci, pe loc, nu știu, că n-am aflat niciodată cum ce se spune. Păi da, absolut, dar după niciodată. Aia spune mintea. Bă, uite, trebuia să-i zici chestia. Da, mă, trebuia să te duci peste ea, bam, bam, putare, da. Jab, două palme, ție o țigară în colțul gurii, cum era ăla... Belmondo. Da, Belmondo. Da, e o țigară în colțul gurii, te duci nerv, te uiți la ele. Da, nu, n-am avut niciodată. După aia, când ajungeam acasă, așa, păi nu, asta zic după aia. Le luam, bam, bam, cutare. A, cutare. Ron Jeremy 2. Înțeleg, da. Acolo mai puțin, de fapt, față în față, știi? Acolo era da, și da, și eu. Bun, deci mă părăsești. Da. Bine, ok, nimeni nu e perfect. Da. Deci mai ales ceilalți. Da, plus că n-ai un pas înainte.
Orice șut în cut, nu? Așa ar trebui să fie într-o lume ideală, dar pe de altă parte e, e puțin complicat. Bine, depinde cine dă șutul, că dacă dă Hagi, nu e chiar. Mai da, mulți pași înainte. Dar e bună și școala. Bă, nu știu ce să zic. Tot el a zis. Cred, cred. Tot el a zis. Facem din când în când un exercițiu din ăsta de hate. Am vorbit destul de mult despre oamenii care își taie unghiile în public. Da, un exemplu. Nu e care spală rufele. Nu. Și mă gândeam dacă există pentru tine câteva idiosincrazii din astea. Categorii de genuri de oameni, scuză-mă, care fac chestii inacceptabile și care ar trebui pur și simplu să să nu existe în, în spațiu public. Facem o chestie? Adică e fără ură, așa. Da, ne-am vorbit despre asta. Da. Adică sunt oameni care ne-au povestit că o judecătoare a fost scoasă din sală pentru că își tăia unghiile în sala de judecată. Adică sunt oameni care fac lucruri extreme, nu oia care fac bungee jumping. Sunt cu totul alte categorii de cetățeni care fac bungee jumping. Bine, dădeam și eu afară. Adică, da. Dar ce avea? Unghieră sau forfecuț? Unghieră. Doar cu unghiera poți să faci asta, pentru că îți trebuie ritmul. Țac. Și la forfecuță se acceptă? Țac. E ca ăla care numără călătorii. A, da, în avion, avionul, da, bun. Cam și nașul, când îți controla... Și îți făcea... cred că, mă rog, scoți așa de un charter mic. Da. Până termin toate unghiile. Depinde, dacă mergi cu ATR, mult, îți trebuie multe unghii. Da, e adevărat și asta, da. Da. La 1000 de mai medici. Mai și externalizezi, poate te roagă domnul, poate da, te roagă poate doamna. Da. Să vii să tai unghiile. Eu am om care îmi taie unghiile. Am băiat, dar 1 milion. E sub masă, îl ții sub masă. Da, îmi roade unghiile, că sunt stresat. Externalizez asta, nu mai e. E nu erau de-astea pe la Madonna, una care îi ținea gumă de mestecat, una care... Ba, nu știu, dar îmi place. Și erau niște bălării de-astea și mie îmi place, mi se pare foarte tare. Să dai 1 milion, gumă, nu mai vreau. Da. Te chem eu când nu vreau, tot pe aia, că aia nu e norocoasă. Era ca pe vremuri la bloc, când ne dădeam guma unii altora. Ei, așa. Bine, tu omestecai, luai tot ce era mai bun din ea, toate substanțele nutritive. Aia era ca și cum ai fi dat osul la câine. Nu, nu se duce cărind, așa. Ce era pe ciolan, ai mâncat tu. Da, dacă te vedea cineva că mestești, tu erai șmecher. Da, e adevărat. Nu conta ce era pe interior. Și chestia că se dădea exact când nu se mai puteau face baloane cu ea, când se întărea. Altfel, băi, săracul ăla se chinuia să facă baloane și nimic. Da. Ieșeau de alea scurte. Dar nici măcar scurte, că ieșea limba prin ele. Da. Foarte complicat, foarte complicat. Hai să vedem acum o categorie de cetățeni care ți-a atras atenția și care, despre care crezi că ar trebui să primească vot de blam. Nu știu dacă există o categorie, adică cel mai rău moment de față. Sau gesturi, hai să vedem gesturi, nu categorii de oameni. Gesturi care te scot din minți. Nu cred că e ceva care mă scoate din minți în așa hal, dar mă enervează, de exemplu, să scui pe jos. Ah, scui prin aer de obicei și fugi? Sau faci țintă, da. Sau scui când bate vântul. Faci de aia țintă, cum era la... Nu știu, era la bloc, când dădeai, era unul care dădea de-alea așa, scurte. Ah, da, trebuia stungăreață. Niciodată n-am putut, da. Stungăreață, niciodată. Adică nu toată lumea avea stungăreață, dar întotdeauna nu, și au avut dinții încălecați și nu i-am dat nimic, nu i-am dat de cap. Și era și un sunet așa de... Era un de-ala, da. Și doar șmecherii făceau. Da. Aia care aveau training-ul așa ridicat la picior, piciorul stâng sau ceva, știi, că mai dădeau și cu mingea din când în când să nu se murdărească. Ah. Ah, da, că da, era, aminte, nu murdăreai pe Sergio Tacchini sau ce aveai pe vremea. Apropo de Italie, uite, de exemplu, Sergio Tacchini poate să fie de un băiat universal. Da. E, și de când, adică lumea știe de când era mic, da. Il Piccolo Sergio. Și uite, am crescut cu el. Și uite unde a ajuns, da. A început, a făcut primul training în casă. Da. A ajutat mama lui, vine și o bătrânică din Germania care avea o mașină Zinger, da. Bun, mai avem vreo categorie de cetățeni? Că, oricum, se întâmplă suficient de multe în jurul nostru. Da, mă, se întâmplă. Mai sunt și ăștia cool, că vreau și acolo să ajungem. Că cool, da, te miști nu. Așa, foarte destul de armonios prin lume, din ce te-am văzut. Și vezi lumea, că na, te duci la evenimente. Nu mai mergi, uite, 2 ani nu de zi, nu mai mergi la nicăieri, la niciun eveniment. Oh. Sau aproape 2 ani, nu? Păi cu pandemia lupește vrăjit asta?
N-am mai fost pe nicăieri. A, în fine, hai mă enervează devin... în general oamenii care se plâng, uite, de exemplu. Așa. Care se tot timpul... Salut, ai venit la nu știu ce... Apropo de eveniment, salut, am venit, nu știu... Băi, deci am făcut pe drum mult, a fost, e trafic și oricum mai am multă treabă acum și... E și final trebuit, de lună, nici e și final de lună, da, da, da. Și oricum a trebuit să vin, da, bine, zici, bă, da, oricum se făcea și fără tine, adică... Cred că fără Marius din Galați, care lucrează la revista Ceau Darwin aia, sau cum ai zis că se numește, da, cred că se putea face evenimentul. Adică, nu știu, bănesc, veneau ăia toți, nu? Și eu zic că ar fi venit bine, ei sperau să vină și Marius. E pe asta s-au bazat. Galați, da. E pe asta au mers, adică, bă, Marius vine, da. Ok, hai să facem evenimentul. Bă, e invitat? Da. Da. Bă, dar sper să vină, îl sunați voi înainte, da? Dacă e să confirme. Da, înțeleg. Da, e o categorie aparte. Sunt vampiri energetici. E plin de... Oricum, e cam cel mai interesant lucru pe care presupun că pot să-l spună. Zici că asta e? Ai văzut pe cineva care a făcut o continuare spectaculoasă? Nu, la chestia asta. Dar ar fi tare. Ar fi extraordinar. Să înceapă, băi, nu știu ce, și după aia, pac, să-ți dea o de aia. Fatalitate. Uite să spun ce carte am citit. Da, da, da. A, mă, e bun legat, da. Stai, mă. E ca la ce faci. Ceva de la bar. E ca la ce faci, știi? Nu te aștept să zică unul chiar ce face. Da, bă, deci am fost ieri, am făcut, da, după aia am venit aia și nevastă mea, e și ea, la, a fost la spital, s-a întors, s-a... Nu, da, te-am întrebat uite, doar... Uite și m-am operat, uite da, și... Da, seara. Stai să vezi la micu, îți vezi niște poze cu la micu. Ai vreo amintire cringe? Pe care vrea să o ștergi din social media? Nu, din social media n-am. Adică am, dar nu îmi vine în cap. Îmi vine o amintire pe care o am avut-o apropo de cafeneaua offline. Cafenea offline, da, apropo de cafeneaua. Mi-e și mi-e un pic gen așa cumva, pentru că era o discuție la un moment dat acolo la cafenea, care se discuta despre tot felul de oameni care au fost la, era perioada când a fost Iohannis, i-a chemat mai mulți tineri entuziaști. Ah, okay. Așa, și ca orice om care își dă cu părerea, ne-am dat și noi cu părerea acolo despre oamenii care au fost chemați. Și l-am bălăcărit în ultimul hal pe Liviu Mihaiu. La vreo 20 de minute sau ceva în genul ăsta. Și din când în când mai auzeam, spunea unul, e tata. Oh. Și iar, e tata. Am zis, bă, ok, am înțeles gluma asta cu e tata, dar și care e? Nu, bă, chiar e tata, nu știu ce. Așa și părinc, bine, nu e prima oară când aud asta despre el, nu știu ce. Așa, da. Gafă. Dar foarte civilizat el. Ești bun. Da, foarte bun. Mai ai gafă din asta? Da, da, mai am. Mai am, nu știu, eram la o masă cu cineva și vorbeam despre, e acolo la Rosetti un hotel care se numește Banat, care arată foarte frumos clădirea. Da, da, da. Dar el e o ruină. El e chiar Banat ca hotel. A fost Banat. Mi se rupe de Banat. Da. Și vorbeam tot așa la o masă cu cineva și l-am desfințat hotelul ăla și după aia mi-a zis, știi că e al meu. Ah, ok. Bun. Felicitări. Da. De ce nu face ceva cu el? Da. Da, dar chiar nu mai ai ce să mai zici. Că nu e ca și cum, bă, am glumit, mă, ce ai? Îmi place mult de tot cum arată Hotel Banat. E superb, n-ai ce să... Oricum nu voi o cameră acolo. Da. Nu, adică, da, mi se întâmplă. Și am mai fost. Ai și din astea care te-au făcut să te simți ultimul nemernic. Asta că ai făcut mișto de tata lui, bă, tata lui copilul Mihaiu. E o obligație mai degrabă. Ai și vreuna mai intensă? Că-ți promit una, spun eu una. Adică să vezi ce poate face un dobitoc din Brăila. Adică eu. Nu știu, zim tu că... Bun, mă opream din când în când la un butic la colțul străzii. Și aveau de toate, inclusiv aprozar. Și din când în când vindea acolo o doamnă, așa, 60 de ani, amabilă, schimbam câteva vorbe cu ea, dar nimic special. Și într-o zi am găsit-o la teșghea și părea așa, mai abătută. Și mi-a zis, bună ziua, ce faceți?
Vă văd așa, mai tristă. Ce s-a întâmplat? Nu mă simt prea bine. Și eu m-am simțit obligat să fac gluma mea preferată din acea perioadă. Dar ce s-a întâmplat? Știi, m-am aplecat așa spre ea puțin și am zis, dar ce s-a întâmplat? Ați schimbat drogurile? Și femeia era foarte serioasă, n-avea nicio șansă, n-avea acces la genul ăsta de, la stratul ăsta de glume tâmpite. Și s-a plecat și ea spre mine și mi-a zis, nu, sunt pe citostatice. Bravo încă o dată echipajului din Brăila. A să înțelegi. N-ai ce să faci, mă, la... N-ai... Da, se mai întâmplă. Bun, dar e bine. E bine, da. A funcționat tratamentul. E bine. Asta s-a întâmplat acum vreo 3 ani, cred. Deci suntem bine. Dar vreau să spun că sunt foarte bun. Mai am. Oh. Nu mă cred. Nu, sunt extrem de bun. Să vedem acum, totuși, să trecem la chestii serioase. Desene animate. Dacă ai fi personaj din desene animate, ce ai alege? Unde te duci? Odată crezi că se poate aluneca pe o coajă de banană? Stai, e foarte important. Nu îmi spune că nu se poate aluneca. Bă, nu știu, te întreb, ai văzut cu ochii tăi? Am un băiat. În afară de ce am aflat noi, de ce am învățat din Tom și Jerry. Am un băiat pe care... Îl poți să-i dau un milion să... Nu spune, nu-mi dă dărmamitul ăsta că nu se cade după coada de banană. Mihai, tu ce nu zici? Nu spune. Mihai. Cu siguranță se poate. Cu siguranță poți să aluneci pe coajă de banană. E asta măcar am învățat din desene animate din Tom și Jerry. Coaja de banană este sfântă, aluneci pe ea. Doar să te uiți la ea și ai alunecat. Nu există. Eu m-am uitat mult la banane când le aducea tata și le puneam sus pe dulap. Da. Uitam mult de ele. Îmi plăcea mult să mă uit la ele. În ziar, nu? Da, în ziar. Și se făceau, zicea, la un moment dat, sărac tata zicea că se fac galbene la un moment dat. Bă, nu s-au făcut. Negre direct. Da. Nimeni nu știa să facă banana bread atunci. Hai, bravo. Plus că nu știai care e culoarea bananei, adică de ce ar fi fost galbenă? De ce? Da. Adică verde ce? Aveau, dar erau galbene, cred, câteva ore, maxim 4, două. Patru ore, da. După aia deveneau brusc negre. Și oricum erau după America și era pe alt fuzor, adică veneau galbene pe la 4-5 dimineața. Da, asta zic, când da. Nu le vedeai, n-aveai da, cum. Nimeni n-a văzut banane galbene în România. Dar vezi ce înseamnă că aveai ziare pe vremea aia? Dacă n-aveai ziare, dacă aveai acum, era asta cu bananele, pe ce pune? Pe tabletă? Da. Cu siguranță. Da, acum cine ține tableta pe șifonier? Și asta e adevărat. Dar poți să le pui lângă mere, se coc repede. Dar la hârtie igienică, doamne, când dispare, tot așa, va exista o tabletă? E, uite aici, deja ne ducem prea departe. Dar nu, există... la baie. Nu e atât de departe. Oricum, nici nu cred că o să mai... Adică nu o să mai fie nevoie să mâncăm să urmăm tot cursul firesc. Poate să mergem la toaletă din snobism, așa, din când în când, ne aducem aminte cum era pe genul retro, știi? Adică cum e polaroidul, știi? Așa o să fie chestia asta. Când o să fie mâncarea comprimată în pastilute. Da, păi exact. Da, l-ai văzut pe Mari? Și nu mai. Să faci pipi. Le-ai nimic prin transpirație. L-ai văzut pe Mari să o la baie, mă, ești nebun. Mamă, deci ăsta trăiește ca în anii 70. Și o să fie știre de aia. Alexandra Stan, șoc și groază. Alexandra Stan a fost la baie. Da, da, nu o să-ți vine să crezi. Punctaj de data 10. N-a făcut nimic. Dar s-a dus. A umilit closet. Hai să vedem dacă există totuși un personaj de desene animate pe bune. Eram fascinat de ăsta, tovarășul lui Pluto, Popeye Marinaru. Bluto. Așa. Dar nu era tovarăș. Nu era tovarăș, gen tovarăș, adică da. Da. Se băteau pe fata aia. Înger pe... și demon. Da. Olix. Nu prea avea gusturi bune. Olix. Da. N-avea gusturi... Olix? Nu. Olix. Așa. Olix. Așa. Nu mi s-a părut că avea gusturi bune la femei. Papai, da, hai, merge. Era un fel de Kate Moss, așa era. Da, adevărul că era foarte elastică. Asta ne arată că făcea yoga încă de pe atunci. Și la bârnă era da. Dacă n-au tras de ea desenele animate, e complicat. Ce mâncare ai putea să mănânci pentru tot restul vieții fără să te plictisești niciodată? Am întrebat asta și lipicioșii, pe copilașii care ne ascultă. Pe? Copilași, noi ne spunem lipicioși. Că până la o anumită vârstă sunt lipicioși, după care încep să miroasă brusc urât și devin lupușori. Aș mânca orice, oricând, oricum, paste. Dragul meu, ai văzut? Te judecă în acest moment. Dar așa am răspuns. A început de mult. Cu ce chestia? Fel de sos?
cu orice, aș mânca cu orice, paste cu paste. Bine, aceeași problemă pe care o am la pizza, de exemplu, aș mânca pizza non-stop. Nu tu ești slăbuț așa, ești bine. Nu, 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 sunt chiar slăbuț. Nu, nu ești slăbuț? Na, nu, ești chiar. N-arăți... Nu sunt nici aia doamna ești care... Ești așa de slăbuț cum e micuțul acum, dar zic așa. Da, 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 da. Da, în sensul ăsta. Poate cum e pictorul. Da, poate așa, da. Da. Colecționezi ceva în afară de tricouri? Tot felul de obiecte de care au aparținut sportivilor, diversi sportivi. Gen? Adică de intri în licitații sau? Da. Da. Bine, și tricourile sunt luate din licitații. Asta îmi imaginez, da, da, da. Dar ce obiecte? Păi nu știu, am o rachetă cu care a jucat Simona Halep, da? Am masca cu care a la un moment dat a, nu știu dacă se spune, a jucat la scrimă Ana Maria Brânză. Mai am mănuși de portari, am vreo 3-4 perechi de la... De exemplu, am mănușa lui Cejni, care e de la portarul lui Juventus. Mișto! Ghete de fotbal, care... Îți vin? Nu, nu, că nu port nimic. Adică nu port nimic din ce nu-mi vine. Dar nu, adică nu, n-ai nimerit și tu un fotbalist? Ba da, ba da, ba da. Cât, cât porți la picior? 45. Da, nu e simplu. Da, la portari. Portarii au 45? Au, portarii sunt mai înalți, în general, da. Ah, ok. Că în marea majoritate sunt mai micuți de înălțime. Ce notă ai pe Uber? Băi, deci am... am rămas... La un moment dat foloseam foarte des Uber. Fix când am intrat în România și l-am folosit mult, mult. L-am omorât până mi-am luat trotineta electrică cu care merg de vreo 3-4 ani. Îmblănită acum? Păi de blană, normal. Cauciucuri de iarnă? Am un băiat care mai suflă din când în când. Ventilator cald. Da. Așa. La un moment dat m-am șocat. Aveam ceva, nu știu, 4,8 sau ceva din ăsta. În condiții care am fost mega regulamentar de fiecare dată. Adică nu că regulamentar. Adică într-un fel tu aveai așteptări de la... Bă, da. Da. Și am rămas așa dezamăgit. Crezi că e din cauza că ai vorbit cu șoferii sau că nu ai vorbit cu șoferii? În general nu prea vorbesc. Da. Deci poate aia e problema. Că lor le place foarte mult să intre în debate-uri. Da, da, de exemplu... Că și eu am tot 4,80 și ceva. Dacă sunt, adică dacă el începe discuția, nu sunt, nu zic, bă, tași-mă din gură că am treabă sau ceva. Stai că trebuie să dau un telefon. Nu, 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 adică sunt, vorbesc, da, și ce mai, așa. Dar am rămas... De și acum nu mai folosești? Nu mai folosesc atât de des. Dar folosesc Uber. Putem afla, de exemplu, care ar fi câteva cuvinte sau expresii românești care ar trebui să dispară? Care te scot din minți? Cred că ai întrebat asta seara. Pasiunea mea, da. Nu? Sunt pasionat de asta. Spune-mi. Ți-am spus eu. La orice. A murit mama, ți-am spus eu? Nu? Merge la orice. Da. E ca interesul, interesele la mijloc. Da. S-a scumpit gazul, sunt interese mari la mijloc. Mhm. Putin, ai văzut ce face în Ucraina acolo, nu? Sunt interese mari la mijloc. Merge la orice, absolut orice. Rate, luma. Plus că mai sunt astea cu celebrele, cu... În general, când zice cineva ceva și tot timpul ai tu dreptate, știi? Cum ar fi? Păi, nu știu, da, astea românești. Hai mă, ce naiba, mie spui. Hai să nu încep să zic eu despre Răzvan. Dacă încep să zic despre rest, Răzvan, mori la mijloc. Pe câte știu eu, păi... Nu mă face să zic. Nu mă face că... Cofii, copății... Da. Hai, lasă-mă și cu... Lasă-mă și cu Rock FM, că știu eu acolo ce se întâmplă. Dar nu-ți se pare că e la orice la... Folosești hashtag-ul Morning Glory. Nu, mie nu mi se pare. Chiar așa și este, cum spui tu. Sunt multe expresii. Noi avem chiar o colecție aici. Orice e posibil în zui d'azi. Suntem cobaie. Scopul final. Sunt foarte multi bani. E de la ei. Să tinit minte și avea zic. Oricum suntem prea multi. Noi se croiți tu. Poți să-ți explic.
Nici nu pot să te înfirm, nici nu pot să înfirm. Nu ne mai suportă planeta. Mufi minte del Timincio. Lasă că nici alții nu duc mai bine. Merge-te, merge-te. Să încheiem totuși într-o notă optimistică. Mai citi moata aia cu Arion Dastan? Trei expresii românești, sau mă rog, câte vrei tu, care îți plac cu adevărat și care ți se pare că ar trebui să rămână cu noi toată viața. Cuvinte? Nu pot să zic că sunt, nu știu să zic în momentul ăsta. Un cuvânt care îți place foarte mult? Ne trage curentul. Chide geamul ăla. Ți-am zis, mamă, că e. Și am asta, de când mergeam cu trenul la Constanța, la mama, era, nu exista. 18 vagoane, un geam deschis. Ne trage curent. Și tu ești constanțean? Mama e din Constanța, eu m-am născut în București și am stat o perioadă în Constanța cu mama și după aia m-am întors în... Dar sunt un pic constanțean. Okay. Adică mama în continuare stă acolo la Constanța, Tomis 3. Oh. Respect. Respect. Băi, da, bravo. Chiar. Respect. Păi că tot vorbeai de Alexandra Stan. Da. Da. Și se leagă, da. Se leagă, da. Se leagă. Plus că nota 10, adică mama stă la 4, chiar se leagă. Spune-mi, te rog frumos, dacă ar veni mâine apocalipsa, ce ai mâncat la ultima masă? Hai să... Da, de care paste, ce vin? Zi cu detalii, dacă e. Păi... aș mânca... Ce-mi place mie cel mai mult, paste cu fructe de mare. Ok. Și aș bea babar, nu la 2 litri. Să trăiești periculos. Ce poți să faci? Pune ultima clipă. Plus că de la genul ăsta de vinuri a doua zi orbești. Adică... Numai da. Nu mă, exact ce trebuie. Spune-mi care ar fi modul în care se poate ataca o ceapă verde. De unde o începem? De la partea albă sau partea verde? Păi, în primul rând, îți pui mască. Așa. Toată lumea are mască acum. Și atunci, de unde apuci? Da, mănânci așa? Da. Păi nu? Toată lumea mănâncă. Cum fac aia care se scopesc în dis la restaurant? Că nu-i vede nimeni dacă pun așa. Ce schimbă. Încearcă să ajungă la bucățică de carne. Dintre premolari. Cum ești când mergi cu metrou și faci așa? Poți? Da, da, este... E număr de magie. David Blaine, nu? Exact, da. Bun, și acum un sunet care îți place foarte mult. Orice tobă care se aude. Ai. Am pus toate tobele pentru invitatul nostru. Le-ai pe toate aici. Așa încheiem, o travă este și a fost invitatul nostru, îi spunem la revedere și îi mulțumim pentru atenție și noi ne întoarcem să ne luăm la revedere și împreună cu el imediat după reclame, ca să nu ziceți că suntem oameni răi. Morning Glory on Rock FM.